Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am deschis Waze-ul și e roșu tot, cel puțin în București. Toate străzile sunt înroșite, toate indicatoarele ne arată că e blocaj în trafic deja la această oră. Da, exact. E ceva, orașul e totalmente impracticabil. Pe orice sărduț o iei, adică dacă te duci așa cu degetul ușor, ușor, pac, pac, ca să alegi un traseu sau altul, se înroșește absolut instant. Începe și școala astăzi. Deci salutări prietenești și... cum să spun, cordiale tuturor celor care ne ascultă blocați în trafic, cel puțin în București dimineața asta și în alte orașe mari, pentru că azi reîncepe școala. Știam că începe la ore decalate, așa, adică nu mai e toată lumea la ora 8 dimineața. Așa e. Așa e, da. La noi la școală începe la 8:30, la 9 și la 9 și jumătate. La 11 azi. Mm-hmm. Radu, fiul ăla mic, care azi el învață dimineața, de fel. Aha. Dar azi prima zi de școală se petrece la 11 intrare. Păi atunci, pentru toți copiii care ne ascultă în mașini, în drum spre prima zi de școală, unii o așteaptă cu bucurie, am vrea să știm cine sunt ei, alții cu îngrijorare, alții cu tristețe, pe unii deja i-a apucat depresia. Prieteni, copii, sunați-ne la 0372069599 și răspundeți-ne, spuneți-ne așa: de ce, de cine vă e dor, sau de ce vă e dor la școală, sau de cine, de ce nu vă e dor chiar deloc? Adică chiar deloc, deloc. Și să luăm niște telefoane, să vorbim și noi cu copiii care merg la școală în prima zi și să vedem ce așteptări aveți, fraților, de la prima zi de școală. De cine vă era dor sau de ce vă era dor? 0372069599, ca să stăm de vorbă în direct. Dacă vă e mai simplu, puteți trimite și mesaj audio pe WhatsApp 0728 111 222. Noi le așteptăm și ne întâlnim imediat. Da, în rest mă gândesc că, apropo de traficul ăsta, am văzut că noua șmecherie, am văzut un puști, un gorjean, el și-a făcut un tricou și a imprimat un tricou în culorile poliției. Deci cum au polițiștii cămășile alea blă, mă rog, albastru, bicolore, culoarea aia blă, ăla spălăcit. Depinde cât l-au spălat. Da, culoarea aia blă spălăcit pe mânecuțe și pe spate și alb pe spate, așa, pe umăr. Și scrie poliția asta și-a făcut un tricou cu mânecă lungă. Și se și filmează în trafic și zice: păi, dacă ești îmbrăcat ca poliția, cine să te oprească? Ia fi. Nu este nimeni, dacă ești cu poliția în cabină, cine dracu să mă oprească? Cine ne mai oprește pe noi, frate? Oprește, bravo. Gata. Cine să ne oprească pe noi? Mamă, l-a oprit. Uzurpare de calități oficiale, nu știu ce. Bă, dar ce i-a trecut prin cap? Să-și facă tricou cu uniformă de poliție. Nu poți să... Acum eu sunt curios ce o să spună judecătorul. Că practic el nu și-a făcut uniformă. Avea, da, și-a făcut un tricou. O bluză de pijama cu mânecă lungă, înțelegi? N-am văzut vă din față dacă are și năsturei. Deci, o cămașă de piele, cum se spune. Da, un tricou de la cu mânecă lungă și a scris... Frumă, arată foarte bine chestia aia. Dar... pe de altă parte, când te confrunți cu un astfel de trafic, cum este în București acum, și presupun că și în Cluj, și în Timișoara, și în Brașov e trafic... Și în Iași avem probleme mari. Da. Tu nu ai prins de veste că erai plecat, dar domnul Chirica vrea să pună antemergător la tramvai ca să descurce... să traverseze intersecțiile. Nu cred. Poliția locală să traverseze tramvaiele. Știi ce zic? Deci când ajunge în intersecție tramvaiul... Începând de astăzi, în Iași, pentru că traficul va fi din ce în ce mai intens, încep școlile și așa mai departe, în marile intersecții din Iași vor fi polițiști care vor traversa tramvaiele prin intersecție... Le țin de oglindă, așa, știi? Le adăcă păstru. Bine. Deci, 0372069599, copii, sunați-ne și spuneți-ne de cine sau de ce vă e dor astăzi la școală, care începe școala, sau de cine, de ce nu vă e dor chiar deloc. Eu știu că pe mine m-au păcălit doar în clasa 1. Cu ce? Că e... de-abia așteptam să mă duc la școală în clasa 1. Acum și m-a luat plânsul. Acum depinde, cei mici, clasa 1, a 2, a 3, mai păcălit. Încă se gândesc, știi, te păcălești, te duci, hai că mergem, te întâlnești cu colegii, da, nu te-ai mai văzut cu Georgel de, da, din iunie și așa mai departe. Dar eu sunt de acord să mă întâlnesc cu colegii. Dar de ce trebuia să mă întâlnești cu diriga? Asta era problema mea. Cu profa de chimie aia acolo. Cu elevii de liceu cred că dorm la ora asta, știind că e prima zi de școală. Bine, eu cred că nu s-au vă așteptăm la 0372069599. Vrem să vă auzim. Suntem în direct la Europa FM imediat. Avem și multe mesaje primite în această dimineață. Foarte simpatice toate. Salutare, băieți! Bine ați revenit la radio. Bună! Și eu sunt Vlad din București și
Mă bucur că m-am mutat la școală. Okay. Se grăbea să spună mai multe lucruri odată. Mulțumim tare mult. Flăducule. Hai, baftă. Bună dimineața, mă numesc Sofia Caseras, sunt în clasa 8-a și mie mi-e dor de tot ceea ce ține de școală și de stresul de peste alta cu temele, dar nu mi-e dor absolut deloc de testele surpriză. Nu, dar e dor de teme? Da, e dor de teme. De tot mai puțin de testele surpriză. Alea, testele... O fată organizată, nu-i plac. Deci din cauza ta se dau teme, știi? Din cauza ta și altora ca tine. De-aia ne dau profesorii și dau profesorii teme. Îți dai seama, vin profesorii, nu v-aș fi dat. Dacă tot e dor. Da, uite, că avem și astfel de cazuri. Maria, bună dimineața! Bună, Marie! Bună! Bună! Cum e școala la 11 ani? Ți-e dor de ea? Da, foarte mult. De ce? Păi, mie, de genul meu, îmi place școala, îmi plac profesorii, îmi place școala la care învăț, îmi plac colegii. Aha, excepțional. Dar e ceva ce nu, nu că nu-ți place, dar nu ți-e dor de ceva, de, apropo de școală, în perioada asta, care vine școala acum? Online. Școala online, nu? Aha, nu ți-a plăcut școala online deloc? Deloc. Aha, am înțeles. Bine, la ce școală înveți? La școala gimnazială centrală. Din Câmpina. Aha, bine. Îți simt pumnii. Iei premiu? Da. Bravo, domnul. Sigur, e foarte hotărâtă. Tot înainte. Bună dimineața, eu sunt Flavia Letiția și mi-e dor foarte mult de profesoarele de limbi străine și abia aștept să văd cum va fi în clasa a 5-a cu noua dirigintă. Ai văzut? Da. Toată lumea așteaptă școala. Ștefan are 9 ani. Bună dimineața. Bună, Ștefan. Bună dimineața! Bună! Zici, bună, Ștefane, ia zi-ne! Ești în drum spre școală deja? Am ajuns. Ai ajuns și? Ai găsit-o la fel, neschimbată? Ce mai e pe acolo? Ce mai e pe la școală? Ștefane, ți-era dor de școală sau nu? Cât de cât. Cât de cât. Mai bine în vacanță. Uite, categoric. Ești al nostru. Mulțumim tare mult, Ștefan. Succes la școală. Vezi, mă, tu băieții. Bună dimineața, eu sunt Ziua Matilda și mie mi-e dor foarte mult de teme. Mi-e dor de profesori și colegi și de stresul de pe zi pe alta cu temele. Dar nu mi-e dor deloc de aglomerație. De aglomerație. Deci adrenalina vine din teme și de stresul, le termin sau nu le termin, știi? Nu, face mișto de noi, nu se poate. Și eu cred, sper. Deci e dor de teme, de stresul cu temele, nu, e clar că ne ia peste picior. Hai mă, să-i sunăm pe aia la radio, fii atent, tăticule. Îi sunăm pe aia la radio și râdem de ei, face nici mișto se prind. De ei, da. Fetelor le e dor de teme, de profesor. Salutare, eu sunt Răzvan. Din Oradea. Bun. Mie mi-e dor de școală și de colegi. Da. A, bravo. Răzvan a ținut să strice statistica. Victor are 10 ani, cred că e în drum spre școală. Bună dimineața, Victor. Salut, Victor. Bonjour. Bună. Bună. Ia-ți. De ce ți-e dor de școală? Mie mi-e dor de învățătoarea mea și de colegii mei, de colegii mei de after school. Și mi-e dor de puține teme, dar nu prea multe. Așa eram și să fie, eu. Dar nu prea multe. Da, să fie. Mulțumim tare mult, Victor. Să fie, dar să nu fie multe și să nu fie grele. Și da. Oricum să fie răspunsurile la sfârșitul cărții și să fie și explicate, că asta era problema, nu doar răspunsul pur și simplu. Da, că... da, da. Na, m-a întrebat profesorul ce de ce. Mai tare mi-e dor de berea băută după festivitatea de deschidere a anului școlar. Dânsunce. Undeva prin jurul orei 12. Dânsunce clasă. Hai, o zi bună, Ionuț din Buzău. Salut, Ionuțe. Ionuțe, iau ușor, tată. Tu ce clasă ai ajuns? Succes la școală celor care ne-au sunat sau ne-au ascultat în această dimineață. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.